Reprezentanții ai mediului de afaceri, ai organizațiilor non-guvernamentale, dar și simpli cetățeni din municipiul Râmnicu-Vâlcea au participat la această dezbatere despre ce ar putea face societatea civilă pentru ca orașul să devină unul verde. Invitații din partea Uniunii Europene le-au vorbit celor prezenți despre participarea publică, despre soluțiile pe care le au la dispoziție orașele în tranziția lor climatică, precum și despre trendurile europene în această direcție. Ne-am gândit că, având în vedere investițiile pe care le-a făcut administrația în Râmnicu-Vâlcea în ultimii ani, este o temă de interes. În contextul în care traficul este cum este, mașinile sunt din ce în ce mai multe. Eu mi-aș dori foarte mult să se uite inclusiv la sectorul energetic, pentru că acesta este un sector care nu prea e văzut, în sensul în care emisiile de carbon la nivelul municipiului, cam 70% din ele, vin de la felul în care producem și consumăm energia, deci felul în care clădirile sunt eficiente energetic, ce fel de energie folosesc, e regenerabilă, e gaz fosil. În același timp există oportunități acum de a crea comunități de energie, care deocamdată la Râmnicu-Vâlcea sunt doar în stadiu de idee. Mi-ar plăcea să impulsionăm un pic mișcarea asta cetățenească, de exemplu de a ne asocia împreună, asociații de proprietari la bloc, IMM-uri, primărie, să ne producem împreună energia verde. Dezbaterea de la sediul Fundației Comunitare Vâlcea a urmărit și promovarea importanței participării publice în contextul alegerilor europene care vor avea loc în luna iunie.